canalul Frumusețea Vârstei Elegante. Astăzi vom vorbi despre, despre produsele terminate. O să încep cu o cremuță tester de la Echilibra, o cremuță pentru protecție cu aloe. Mi-a plăcut foarte mult, se aplică ușor, foarte legeră și chiar vă zic că la Echilibra sunt produse pentru îngrijire deosebite. Și un tester măsculiță. Dacă ați văzut filmulețul cu despre congresul care a avut loc de la Gigi, am publicat un filmuleț despre aplicarea peelingului cu acid salicilic, după care s-a aplicat o mască calmantă pe bază de celule stem. E o mască fluidă, o mască antialergică, antiroșață, de liniștire. E super, super mască de la Gigi. Mi-a plăcut. Așa, un alt produs care l-am încercat este de la Zepter, un tester Fohe, un parfumel, mai degrabă e apă de toaletă, iod de toalet, care are un miros plăcut, ușureu și mi-a plăcut. Așa, un concealer de la, iată așa, de la Bremani este o linie cosmetică de la Natur Sunshine, un brand american. Mi-a plăcut, e minunat. Se aplică ușor, o consistență ușoară, lucrează foarte bine. Așa, le punem aici, în punguliță. O mascara de la Mary Kay, Lash Love. Desigur că nici nu se discută. E o mascara foarte bună, antialergică, se aplică bine. Mi-a plăcut și îmi place, căci mă folosesc de mult, de când există ea. E minunată. Așa, o cremuță pentru mâini, care am mai publicat și am vorbit despre ea, că o mai cumpăr, o recumpăr. Măsculiță cremă pentru mâini de la Green World, pe bază de extract și esență de afin, care se folosește ca măsculiță pentru mâini, se folosește ca cremă pentru mâini, o mai pot folosi bărbații după cremă, după ras, ca un demachiant chiar se recomandă. E o cremă care înalbește, hrănește, cu efect antioxidant puternice. E minunată. Un BB cream de la L'Oreal, nude, care hidratează și fond de ten și dă un aspect bronzant tenului. Mi-a plăcut nespus de mult. Chiar că e bună, chiar că e de recumpărat. E minunat, mi-a plăcut. Și un fond de ten de la Vichy Natur. E un fond de ten mai mult pentru seară, deoarece acoperă foarte bine, machiajul de seară se aranjează bine, e minunat. N-am ce spune, Vichy este Vichy. Așa, demachiantul meu preferat, demachiantul pentru ochi de la Mary Kay, care nu mă despart de el niciodată. Am mai încercat și alte produse, dar acesta este cel mai bun potrivit pentru mine. Demachiază bine, e non-alergic, e super, super. Am încercat o mască, la fel de la Natur Sunshine, pe bază de argilă franceză. Și vreau să vă zic că
E bunicică, dar mai mult probabil pentru un ten mixt, un ten gras, că pe mine mă deranja. Nu cred că o să mai procur această mască. Și perechea mea nedespărțită de la Academie, lăptișorul și apa micelară, lăptișor pentru ten sensibil, apa micelară. Sunt nedespărțite pentru mine. Nemaipomenit de bune, nemaipomenit de calitative, curăță bine, purifică, sunt minunate. Cremuțul meu preferat de la Academie, Fluid Leger, este o cremă foarte bună. Nu mă despart de ea din primăvară până în toamnă, deoarece are o textură legeră, se aplică ușor, hidratează bine. Îmi place foarte mult și revin la el. Uleiul meu preferat de la Academie, iată, l-am terminat, l-am folosit în perioada verii, în perioada caldă, în timpul când am fost la mare. E o cremă din produsele noi de la Academie, cremă hidratantă pe bază de un complex de uleiuri, ulei de persic, ulei de zmeură, care hidratează în profunzime. Dar l-am folosit și ca un preparat activ, sub creme, pentru masaj, sub măsculițe, e minunat. Minunat, minunat, n-am ce zice. Iată așa și vă mulțumesc mult că sunteți cu mine, vă mulțumesc că vă am alături, eu vă iubesc, vă îmbrățișez și vă aștept la noi întâlniri, pe curând, la revedere, să aveți o săptămână frumoasă, numai bucurii, numai pozitivitate și să înaintăm în